Trei bărbați au jefuit un magazin de telefonie mobilă și calculatoare din municipiul Bălți. Camerele de supraveghere instalate în magazin au surprins momentul atacului tâlhăresc. Aceștia au pătruns în spațiul comercial prin spargerea sticlei de la ușă și în doar câteva secunde au sustras mai multe laptopuri. Totul a avut loc în dimineața zilei de 15 mai. Prejudiciul cauzat constituie circa 40.000 lei. Pe cazul dat a fost inițiată o cauză penală în temeiul articolului 186 Cod Penal al Republicii Moldova, care prevede până la 4 ani privațiune de libertate. În timpul spargerii, fețele bărbaților erau acoperite. Deocamdată, bănuiții nu au fost identificați. Oamenii legii au pornit o cauză penală.